Egipto, o performanță fantastică pentru noi, trei ani consecutiv în play-off. Zic asta pentru că Ian a luat multe decizii importante. În prima mea conferință de iarnă m-am spus că vei forma o echipă tânără, foarte tânără, talentată, care să încerce să facă iar o performanță. Și în seara asta mă bucur, pentru că am asumat anumite riscuri, dar cred că au fost bine calculate. Cred că echipa în seara asta a arătat că merită să meargă în play-off, pentru că am făcut în ultimele patru meciuri, de la meci la meci am jucat mai bine și ne uitam chiar să mântuiește. Mai doriți să plecați din România, să părăsiți fotbalul român? Ce a făcut diferența? În afară de golul Chițu. Cred că în rest echipele amândouă au jucat. Ea și-a încercat să ne surprindă. Le-am analizat bine. Știam că e o echipă ofensivă care aduce un jucător în careu pe zona centrală, pe zona laterală, fundașa laterală care împingeau. Am făcut tot ce am pregătit cu echipa împreună. A fost bine. Ne-am adaptat bine și la climă, la toate condițiile care au fost. Cred că echipa a arătat bine. Ai venit în Europa? Nu știu cum vedea. Sunt 10 meciuri. Dar unde putem ajunge, nu știu. Știu doar că mentalitatea noastră e aceea de a încerca să câștigi fiecare meci, să joci, cum am zis și în vestea astăzi. Am venit la Iași, nu să trebuie să marcăm ca să facem rezultat, să jucăm în față, să mergem spre poarta adversă și asta am încercat. Am marcat și a venit și rezultatul. Deci să încercăm să ne batem pentru cele 3 puncte. Cum vedeți dumneavoastră acest play-off fără Dinamo? Cum? Acest play-off fără Dinamo, cum credeți că o să fie? Nu știu. Nu să știu. Eu sunt fericit de noi, că ne-am calificat. Nu pot să vorbesc de, chiar dacă când spui Dinamo, un club atât de mare, cu tradiție și cu tot ce au ei mai bun, cu spiritul care l-au, din păcate, nu vreau să comentez eu de ce s-a întâmplat aceste lucruri. Ei știu ce e acolo, trebuie să spună. E clar că e un club mare care, din păcate, nu a intrat în play-off. Vremea asta se poate juca fotbal pe vremea asta? Adică n-ar trebui să se întâmple totuși ceva, să se dea o directivă, să... Mă pricep, nu știu. Mă pricep la lucrurile astea. Nu vreau să mai vorbesc. Vreau să... Eu am transmis mesajul al meu jucătorilor și tuturor și dumneavoastră celorlalți. Nu m-am pus niciodată de condiții, pentru că trebuie să joci fotbalul oriunde, trebuie să te adapteze. Aici stă calitatea unei echipe, unui om, să joace fotbal pe orice teren. Trebuie să te adaptezi și atunci noi am încercat să ne adaptăm la condițiile care au fost, care le-ați zis dumneavoastră. Cred că am făcut-o bine, ne-am adaptat bine, am pregătit meciul bine. Mulțumim. În rest, nu o să vorbesc eu, v-am zis că nu mai vorbesc și nu vreau să mai comentez. Legat de fotbalul meu. Sunt prea mic. Ca să vorbesc. Regele fotbalului românesc e prea mic? Pentru am vorbit despre fotbalul românesc? Eu ți-am zis, dacă ai citit sau mai auzit, mi-a zis să nu mai spuneți rege. Da? Un rege nu stă între mine. Da? Dacă o puneți, chiar puneți ghilimelele și atunci e ok. Dar restul nu mai e. Un rege nu stă în training. Eu stau în training de vreo 3 ani, în training și pe câmp, la Constanța, acolo, unde am făcut bază. Așa că regele stă pe iaht, conduce cravată, nu știu ce costume de general sau ce mai are. Așa că nu e cu mine. Nu e cu mine. Cu toate că, da,